Antoine de Suroș spune așa: întâlnirea ar putea fi întotdeauna o bucurie dacă am ști să ne întâlnim. Eu astăzi mi-am propus să străbat trei localități, Târnova, Chier și Mocrea, și să încerc să mă întâlnesc cu oamenii și cu locuri de aici care pot spune o poveste, care explică de fapt că toată Evanghelia este o întâlnire. Asta mi se pare ceva extraordinar. Toată Evanghelia este o întâlnire și când te uiți, de fapt, asta și este. Hristos se întâlnește cu oameni în diverse momente și pentru diversele lor nevoi, indiferent care sunt ele. Asta este Evanghelia. Dacă noi când citim Sfânta Evanghelie am înțelege de fapt că acolo noi luăm parte la o întâlnire care uneori ni se poate adresa nouă sau uneori se adresează altcuiva, dar luăm parte la acea întâlnire care este semnificativă și definitorie chiar pentru acel om, că nu se întâlnește doar un om cu un om, ci se întâlnește Creatorul cu creația. Mântuirea cu pierdutul, da? Sau salvarea cu cel pierdut, eliberarea cu prizonierul, vindecarea cu bolnavul. Și astea sunt lucruri cât se poate de serioase. Da, eu stau aici sub un copac și chiar mă gândeam că și asta e o întâlnire specială. Special, pentru că dau două exemple, sau dacă vreți trei, din istoria lumii, care au definit cumva lumea. Isaac Newton, povestea descoperirii gravitației, nu într-un fel, legii gravitației. Moise și rugul aprins. Era așa undeva pe un câmp cu turmele sale și la un moment dat vede undeva că un rug se mistuie, da? Fără încetare, deci arde fără încetare. Se apropie din curiozitate și se întâlnește cu Dumnezeu, care are un plan special. Începuturile începuturilor noastre sunt tot de lângă un copac, așa cum descrie Sfânta Scriptură pe Adam și Eva când mănâncă din fructul oprit. Da. Vedeți cât de importante sunt aceste întâlniri, aceste așezări ale noastre? Cred că am început bine dacă stau aici sub un copac ca să încep un episod nou din ce înseamnă pe două roți naționaliste. Hai să vedem ce este. Da, deci ăsta sunt eu, dacă n-ați știut. Mă plictisesc pe bicicletă, încerc să scot niște cadre mai interesante. Aici sunt la biserica din Târnova. Clasica problema a satelor și momentul reînvierii lor va fi când bisericile astea vor fi deschise permanent. Asta e problema, că sunt închise în cursul săptămânii. Sigur, asta nu ține doar de preot, ține și de oamenii locului și de noriași. Aici sunt prin Chier, iarăși imagini de la biserica din Târnova și le-am combinat un picuț. Iar aici mă plimb efectiv pe străzile din Chier. Mă las ușor fascinat, pentru că găsesc lucruri în lucrurile mărunte, lucruri frumoase, lucruri drăguțe. Însă ceea ce e mai puțin fascinant e, sau ceea ce e trist, e că sunt tot mai puține chiar și acele lucruri mărunte de care să fii fascinat. Și totuși, uite aici, un om în vârstă care, văzându-mă pe bicicletă, m-a chemat lângă el pe bancă să mai povestim. Avem și nu au alții. Avem și Dunărea și Carpații. Pentru că Dumnezeu aici ne-a așezat. Mai zic, mai e drept așa ai, mă. Păi și nu-i faină cântarea? Dar cum să nu fie faină, și mă? Versurile. Da? Da, no, mai mult ce... Are mai multe versuri. Așa, numai atât am registrat eu. Avem așa. Și nu au alții, și Dunărea și Carpații, căci Dumnezeu aici ne-a așezat. No. No, dacă ne-a așezat, noi aici am stat. Trebuie. Dar cum începe? Cu călugări nebune. Călugărul nebun. Călugărul nebun. Da. Zice, o plecat din mănăstire, din eu fost
împrejurime, s-o plimba. Da. Și-a văzut o vulpe. Fără picioare, fără oci. Mă, dar cum a ajuns asta aici, mă? Mm. Cum a ajuns aici, fără picioare, fără oci? Dar cum trăia așa săraca? Zice, a văzut un lup, nu, un leu, cu un pui de șerb. Și nu departe de la vulpe, l-a așezat și s-a pus și-a mâncat. Păsăturace. Și atunci vulpea s-a rostogolit și așa a mâncat și e păsăturace. A doua zi, zice, a venit un corb. Avea ceva în cioc. Din voie, fără voie, a scăpat pachetul. Și l-a mâncat vulpea. Mă, a zis, cum are grijă Dumnezeu de o vulpe. Fără picioare și fără oci. Mă, dar atunci din mine să nu aibă, că eu cânt pe cezne, eu fac slujbă, nu mai fac nimic. Dumnezeu trebuie să se îngrijească și de mine. Dacă se îngrijește de o vulpe, oarbă și șop, ca o pildă. Fără picioare, da, ca o pildă, o poezie. Da. Atunci a zis, mă, azi o slăbit, o să rămân eu, o țără până când ești de o vreme au venit. Duhul lui Dumnezeu și l-a avertizat. O zis, călugăr nebun, dacă Dumnezeu s-o da mâini și picioare, lucrează să ai și pentru cine și să dai și tu la altul. Ce frumos. Cum a dat leul la vulpe, dă și tu la altul. Ce și corbul. Nu sta ca o întrântore și Dumnezeu să-ți dea, că tu faci ceva pentru Dumnezeu. Bine. Tu ești bine, tu ai mâini și picioare, lucrează și pentru altul, nu numai pentru tine. Vă propun să ne întoarcem la Antoine de Suroj. Da, și la mine pe bicicletă. Ideea e că mi se terminase bateria după interviul cu domnul Nicu și mă folosesc doar de cadrele ce le-am filmat înainte pe bicicletă când eu vorbeam aici, vrute și nevrute. Da, sper că e un cadru cât de cât prietenos. Dar fiți atenți măcar la mesaj, că la sigur e unul special și frumos. Antoine de Suroj spune așa, iar întâlnirea evanghelică, fundamentală, e întâlnirea cu Hristos, cu Dumnezeu, care ni s-a arătat nouă în Hristos. Deci Dumnezeu ni s-a arătat nouă în Hristos. Cum este această arătare? Noi, la Dumnezeu, ne gândim în contextul slavei, măreției, cum este zugrăvit în icoanea tot ziitorul. La un asemenea Dumnezeu ne putem gândi și ne putem ruga lui cu cutremur. Însă Dumnezeu a voit să ni se arate așa cum niciun om nu și l-ar fi putut închipui, nici reprezenta, nici măcar gândi la el. Fiindcă pe Dumnezeu ne-a ajutorat, Dumnezeu smerit, Dumnezeu vulnerabil, înfrânt, bătut, chinuit. Pe Dumnezeu ca omorât, nimeni nu și-l putea închipui. Acest Dumnezeu ni s-a arătat. El ne-a arătat că nu există abis care să fie prea adânc pentru el. Nu există sărăcie și lipsă care să poată întrece capacitatea lui de a da totul, de a se da pe sine întreg, până la capăt, pentru a ne împărtăși ceea ce este El, și anume viață veșnică, veșnică bucurie, lumină și strălucire, adevăr și prăznuire biruitoare. Acest Dumnezeu poate fi cunoscut numai când sărăcia și lipsa, amarul, nefericirea, singurătatea ne vor cuprinde deodată și ne vor ține în menghina lor. Mai departe, Antoine de Suroj își împărtășește cumva viața lui, străin într-o țară străină, și zice el așa, nouă, celor ce ne-am trezit peste hotare în anii 20, el, Hristos, ni s-a descoperit exact așa. Ne-am trezit fără patrie, despărțiți de tot ce iubeam, de înșiși cei iubiți și apropiați, străini în țară străină, deprisos și nedoriți, nimic nu ne-a mai rămas, în afară de sărăcie. Și deodată am descoperit că îl avem pe Dumnezeu,
cu care n-avem de ce să ne rușinăm și care nu se va rușina de noi. Nu marele Dumnezeu din icoane, ci acel Domn smerit, care s-a făcut om fragil, disprețuit, născut într-un orășel dintr-o țară mică, ocupată de dușmani, înrobită, rob, sărac și lipsit. Și am descoperit că El poate merge cu noi în însuși abisul amarului nostru. El însuși a cercetat până la capătul capătului sărăciei și lipsei noastre. El a mers cu mult dincolo de acest capăt, de acest hotar al sărăciei și al lipsei noastre. S-a dovedit deodată că El este atât de simplu, atât de aproape, atât de deal nostru. Atunci am putut pricepe cuvintele apostolului că nu mai suntem străini de Dumnezeu, ci suntem de ai Lui. Cum zice acolo, nu pentru că am fi noi atât de mari, ci pentru că Dumnezeu s-a smerit, pentru că El ne iubește atât de mult. Și venea în minte gândul acesta, da, Dumnezeu este cu noi în amarul nostru, dar în păcat. Ce va fi dacă vom cădea pe neașteptate? Oare atunci nu-L vom mai afla? Și-au răsunat iarăși cuvintele apostolului Pavel, unde s-a mulțit păcatul, a prisosit harul. În însuși adâncul căderii l-am aflat pe Hristos, mântuind, mângâind, chemând la viață, zicând, oare nu vezi că eu cred în tine atât de mult încât m-am făcut om asemenea ție, că tu, ca tu să poți crede în credința mea în om, în iubirea mea. Frumos. No, acum ne apropiem de pier. Să intrăm aici și să încercăm să vedem ce fac oamenii aici. Hai, Doamne ajută!